confirmă că nu sunt COVID pozitiv și se tratează în zona respectivă până se mută într-o altă zonă curată, cum zicem. Și aici, bolnavii COVID pozitiv, când ajung într-un spital, dacă nu le găsim un loc în altă parte, atunci spitalul va trebui să le asigure asistență medicală într-o zonă protejată și separată de ceilalți. Din cauza asta s-a vorbit măcar de 10% din spital să fie stabilite circuitele că se poate să primească bolnavii respectiv, pentru că la modul în care se prezintă pacienții și la modul în care crește numărul, eu sunt convins că la un moment aceste spitale vor trata și ele pacienți COVID. Deci ideea ca în aceste zone să se creeze spitale dedicate exclusiv pentru astfel de cazuri, pentru a proteja poate celelalte spitale, este de neluat în calcul. Păi, sunt deja spitale COVID în fiecare județ, dar la un moment aceste spitale este posibil să nu mai fie suficiente. Și atunci intrăm în alta etapă de care am mai vorbit, și asta este etapa utilizării spitalelor non-COVID parțial. S-a aranjat lucrurile, vă rog. Uitați, și asta cade. De fapt, asta e de bine. Realitatea... Să nu mă luați în serios ce am zis acum, numai că... Dar microfonul a scăpat, el sprijinea pe toate celelalte microfoane, așa că... Vă rog, ca să repet, vă rog, ce ați zis, ce ați întrebat înainte de... Acum e bine. Deci, spitalele COVID încet devin... ajung la capacitate maximă. Și este normal că celelalte spitale să intre în fază următoare și să înceapă să primească cazuri. Și aici nu vorbim de cazurile ușor simptomatice, asimptomatice, pentru că asta rămân la domiciliu, conform noilor discuții la nivelul Ministerului Sănătății. Deci, și vorbim de cazurile care au nevoie de oxigen, care au nevoie de tratament. Și pentru aceste cazuri este normal să avem în etapa următoare un număr de paturi suplimentare și în celelalte spitale. Nu toate unități dețin spații, dar trebuie să fie create circuite, discutat cu epidemiologii spitalelor. De regulă, spitalele au epidemiologi proprii pentru a crea aceste circuite, pentru că spitalele de urgență, oricum bolnavii cu COVID ajung acolo. Oricum ei aveau spații de izolare, dar acum se vorbește de circuite. Deci, hai să luăm un exemplu. Ajunge un pacient după un accident rutier. Intră în sala de operație, este operat. Îi se face și test COVID. El este după accident rutier traumatizat și ne trezim după testul COVID că este pozitiv COVID. El trebuie să continue tratamentul acolo, nu pot să-l trimit la spitalul de infecțioase. N-are ce să caute la spitalul de infecțioase. Sunt și spitalele suport care ar primi astfel de pacienți, cum ar fi, de exemplu, Spitalul Colentina. Dar și acolo capacitatea este limitată. S-ar putea să n-aibă toate specialitățile necesare acestui pacient. Și pentru binele pacientului, eu trebuie să-l găsesc un loc unde să fie tratat corect, dar să fie izolat de ceilalți pacienți. Estima Alexandru Rafi la începutul zilei de ieri, că în momentul în care se înregistrează 4.000 de cazuri pozitive la testare, de fapt, în realitate, în România am avea undeva în jur a 40.000 de persoane pozitive. Credeți că are fundament această estimare? Deci, întotdeauna, cazurile care sunt testate pozitiv sunt mai puține decât cazurile generale. Din cauza asta se pun reguli în care spunem să restaurantele, purtarea măștii și tot. Dacă noi am fi siguri că cei care îi testăm sunt singurii care sunt pozitivi, n-am mai purta mască. N-am mai luat măsuri de prevenire, n-am mai luat măsuri de restricție, măcar în unele zone. E clar că avem persoane care sunt pozitive, contagioase, asimptomatice, care poate că nici ele nu știu că sunt contagioase. Pentru și asta noi cerem să purtați mască fiecare. Confirmate și cele estimate ar exista cu adevărat în... Nu pot să vă spun o estimare care este diferența. Deci aici colegii de la epidemiologie pot să facă anumite calcule. Noi avem la un moment, Ministerul Sănătății a dat prevalență pe partea de anticorp de 4,55%. Ce înseamnă că, dacă e așa, înseamnă că aproximativ 5% din populația României a fost deja expusă virusului și a fost infectată, dar mulți nici măcar n-au știut de acest lucru. Au crezut că era răceala simplă, au crezut că
îl curge nasul sau a tușit un pic și a crezut că nu e o problemă sau a apărut febră pe o durată scurtă și a crezut că nu e o problemă, dar ei de fapt au fost infectați și probabil unii dintre ei au infectat pe alții dacă n-au respectat regulile de prevenire. Acest lucru nu pot să vă răspund, trebuie discutat cu DSP-ul București. Există plan de creștere numărului celor care preiau apelurile la call center și suplimentarea lor și colaborarea cu alte entități care să preia apelurile că să degrevăm 112. Și din nou fac apel la oameni, pentru că ieri din nou a fost o situație, nu se sună la 112 pentru concedii, pentru întrebări simple, pentru oameni asimptomatici sau foarte ușor simptomatici care n-au problemă, dar care nu au reușit să intre în legătură cu DSP și sună la 112. Rugămintea este că 112 să rămână păstrat numai pentru urgențe. Dacă într-adevăr te simți rău, nu poți respira bine, simți că ai o problemă, sună la 112. Dar să sun la 112 pentru că n-a răspuns nu știu cine sau medicul de familie, pentru concediu medical, acolo nu este locul potrivit. Normal, trebuie să fie ajutată persoana respectivă, dar nu prin 112. Nu pot să spun acest lucru, deci n-am discutat decât că sunt niște reguli care urmează să fie aplicate și aici cred că a zis și domnul prim-ministru de acest lucru ieri. Nu vorbim de asta, vă rog. Da, mai departe. Să vă întrebăm acum, mai ales că știm, iată, cifra reală a infectărilor ar putea fi mai mare. Ar fi cazul să înceapă acea testare în masă despre care s-a tot discutat la... care trebuie teoretic în iulie, parcă. Exact. Deci, testarea în masă are un rol. Ea poate să depisteze pozitivii, că să-i carantineze, bineînțeles. Deci, depinde acum ce vei folosi pentru testarea în masă. Noi facem acum un număr de teste semnificativ de mare și comparativ cu alte țări, chiar comparativ cu numărul populației. Ce poate să fie de ajutor mare este dacă o să începem să avem anumite teste mult mai rapide, care să nu necesite operațiuni de laborator care durează ore în șir ca să iasă rezultatul testului și să creștem capacitatea respectivă. Deci aici este colegul nostru de la Ministerul Sănătății, domnul dr. Andrei Baciu, care se ocupă de asta și poate să vă dea mai multe informații despre testarea și politică care va fi pe testare, care o are Ministerul Sănătății. Există șansa să aducem teste pe antigen, pe baza de antigen rapide, care să le folosim în linie de front pentru cazurile simptomatice. Pentru cazurile asimptomatice rămâne totuși evaluarea generală care se face. Testările care sunt în masă, rolul lor mai mult este de a găsi seroprevalența, cum s-a făcut și s-a găsit că 5% au fost infectați. Dar testări în masă, că să le faci la acest moment, există foarte multe opinii, că dacă faci test la orice asimptomatic sau testele le faci numai pentru definiție de caz, mai ales dacă ai o limită asupra testelor care poți să le faci, limita care e impusă de resursa umană, de capacitatea echipamentelor care le avem și tot. Oricum s-a crescut de la 3.000, am ajuns la aproape 25, 26, 27.000 care se fac teste zilnic, deci capacitatea a crescut, dar clar, orice capacitate de testare suplimentară este foarte binevenită aici. Vorbeați că suntem în valul 2 și e clar pentru toată lumea din cifrele pe care le vedem în fiecare zi, suntem pe un trend ascendent. Aveți o estimare cam cât ar putea dura această perioadă critică? Poate ști cineva cât de mult se va lungi acest val 2? Valul 2, nu numai noi, pe plan european acum, pe emisfera nordică, zicem, că ne gândim că va fi pe durata iernii. Acum, cât de greu va fi valul 2, depinde de noi. Dacă reușim să stopăm creșterea, să păstrăm un platou, să începem o descreștere care durează, nu se obține imediat, clar că putem ține situația sub control cum am ținut-o în prima dată, în primul val. Dacă nu se respectă regulile, dacă sunt presiuni, că să nu se ia anumite măsuri, să nu se ia anumite măsuri, restricții, de exemplu, cum s-au luat și, bineînțeles, sunt unii supărați pe noi că de ce s-au luat. Dacă continuăm în această logică, că de ce ne trebuie asta, de ce ne trebuie asta, atunci clar că s-ar putea lupta să fie mult mai grea și pe o durată chiar mai lungă. Deci totul depinde de modul în care lucrăm cu toți împreună.
În cel mai fericit caz, la primăvară putem răsufla ușurați? Nu pot să vă garantez nimic, pentru că nu știm cum va fi comportamentul. Aduceți-vă aminte, noi n-am trecut printr-o iarnă serioasă cu virusul ăsta anul ăsta. Noi am început din martie, când a început primăvara. Acum să vedem iarna cum va fi și noi din primăvara până acum n-am stat liniștiți. Și vedeți că creșterile au început chiar în vară-toamnă. Adică... Deci, înrăutățirea lucrurilor, vedeți că nu e numai în România și România nu stă cel mai prost la acest moment, ca și cifre. Dacă vedem, sunt țări care sunt mult peste România. Am avut discuție cu colegii din Olanda, am avut discuție de la Protecție Civilă, cu colegii din Italia de la Protecție Civilă, chiar în ultimele două zile. Toți au aceeași, să zicem, îngrijorări și temeri pe care le avem și noi. Și tot se confruntă tot cu această rezistență care apare din ce în ce mai mult împotriva purtării măștii, a regulilor, care aici trebuie din ce în ce mai mult să explicăm populației că este, din păcate, unica soluție. Măsurile de prevenire sunt soluția. Noi nu putem opri virusul. Virusul nu știe legi, nu știe nimic. Virusul e prezent, ne protejăm, e bine, nu ne protejăm, își face treaba mai departe și infectează pe cei care nu respectă lucrurile astea. Chiar și unii care le respectă se infectează. Adică nu există o prevenire 100%. Nu putem spune niciodată că dacă am purtat mască și m-am dezinfectat pe mâini, sunt, să spunem, scutit 100% de infecție, dar reduc riscul la maxim și șansa devine mult mai mică să mă infectez. Da, l-am ascultat, doamnelor și domnilor, pe Raed Arafat despre criza legată de coronavirus. Desigur, se vorbește despre extinderea rețelei de spitale care urmează să trateze SARS-CoV-2 în condițiile presiunii uriașe din sistemul de sănătate din cauza avalanșei de noi cazuri de îmbolnăvire. A dat Raed Arafat și o cifră orientativă legată de românii care au intrat deja în contact cu virusul până acum. Aproximativ 5% din populație a fost deja infectată. Și încă un anunț legat de numărul unic de urgență. Lăsați 112 pe